într-o astfel de lume, credeți-mă că pentru mine, dacă aș face închisoare acum, ar fi o onoare. Pentru că m-aș încadra în pleiada aceea a martirilor pentru, pentru eliberarea României. Și credeți-mă, dacă pe mine ăștia mă bagă în închisoare, veți avea parte de un scenariu prin care se va face, cred că, cel mai bun film al tuturor timpurilor, cum iese Diana Șoșoacă din închisoare, conducând o armată de eliberare a României din închisorile dictaturii neoglobaliste. Deci, aruncă-mă în mijlocul haitei și mă voi întoarce conducând haita. Ceva de genul ăsta ar fi, exact cum i-au făcut și în politică, exact cum i-au făcut și în civic. Nu există. Pe mine nu mă va învinge nimeni, pentru că atâta timp cât îl am pe Dumnezeu, și este exact ce mi-au zis toți preoții, toți monahii, în momentul în care vei avea un singur gând către material, către câștiguri, către beneficii, tu momentul ăla îți pierde harul și puterea de la Dumnezeu. Delegația din Timiș a votat în unanimitate împotriva alianței electorale cu PSD la Consiliul Național Extraordinar al PNL, convocat duminică seara. Toți cei 21 de delegați ai județului Timiș au votat împotriva acestei alianțe pe care liberalii timișeni o consideră nefirească. Am fost de acord cu toții să ne opunem acestei decizii care este împotriva opțiunilor locuitorilor din Timișoara și județul Timiș. Noi dorim să câștigăm alegerile corect și cinstit prin noi înșine. Am justificat acest vot împotrivă, spunând că nu e normal ca într-un județ în care președintele Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale cu aproape 80% din voturi în turul 2 și într-un oraș ca Timișoara, în care candidații PSD la primărie obțin scoruri cu o singură cifră, să vină cineva de la București și să impună o alianță contra naturii. Aceasta nu este o decizie cu care noi să putem fi de acord. PNL este un partid în care încă mai avem dreptul la liberă exprimare și de aceea spunem clar și răspicat, nu PSD. Timișoara și Timișul sunt de dreapta și oamenii știu care este diferența între PNL și PSD. De aceea am votat împotrivă și de aceea vom merge în fața alegătorilor cu fruntea sus și sunt convins că opțiunile lor exprimate democratic ne vor da dreptate. Am spus tot timpul că politica se face la urne, nu în spatele ușilor închise, prin negocieri, târguri sau dictate, spune președintele PNL Timiș și vicepreședintele național al PNL, Alin Nica. Primăria Timișoara anunță că, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pune la dispoziția cetățenilor modalități eficiente pentru plata impozitelor. Totodată, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara reamintesc că este ultima săptămână în care timișorenii pot beneficia de bonificații de 10% pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie 2024 a impozitului pe clădiri, pe terenuri sau a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an 2024. Până la data de 22 martie, din totalul plătitorilor persoane fizice, aproximativ 50% au achitat online. Creșterea constantă a numărului de persoane care apelează la serviciile online este determinată de procesul de digitalizare a administrației locale. Serviciile de plată online sunt menite să faciliteze interacțiunea cu administrația, inclusiv pentru plata facturilor. Plata tuturor tipurilor de impozit se poate face atât online cât și fizic la casieriile din incinta sediului DFMT Timișoara de pe strada Demetria de numărul 1 sau la oficiile poștale din oraș. Cotele de impozitare aplicate în anul 2024 nu au fost majorate, fiind stabilite la același nivel încă din 2018. Aș puncta foarte tare și punctul periculos pe care l-a atins atunci la voi, am impresia, când v-a spus că eu sunt mort. Diana lucrează cu o parte a SIE, Diana a făcut parte cândva din SIE și probabil au reactivat-o și mă gândesc că i s-au stricat atât de tare planurile acelei părți a SIE încât luarea numelui Șoșoacă ar fi o catastrofă pentru ei, deoarece investesc în Diana pentru a o băga în Parlament din nou și din nou. Ceea ce e posibil să aibă repercusiuni asupra vieții mele. Acolo, da, e un mare semn de întrebare. Pentru că pe Diana o scapă gura foarte mult și ce vorbește și ce planifică se trezește spunând în live-uri sau iată în interviuri ca la dumneavoastră.
Războiul dintre Diana Șoșoacă și soțul ei, Silvestru Șoșoacă, pare să depășească orice imaginație. Silvestru Șoșoacă a spus în exclusivitate într-un interviu oferit pentru Tele Europa Nova că se teme pentru viața lui. Această afirmație vine după ce Diana Șoșoacă le-a spus jurnaliștilor Tele Europa Nova că soțul ei a murit, iar ea este văduvă. Silvestru Șoșoacă de asemenea spune că nu a amenințat-o niciodată pe Diana Șoșoacă cu poze nud de la duș. Este adevărat că o amenințați pe Diana Șoșoacă cu faptul că veți da publicității poze cu ea goală din duș dacă nu va demisiona? Nu, e o minciună ei pe care a vehiculat-o la 2 săptămâni după minciuna cu plicul, nu e minciuna, făcătura cu plicul de la Senat. Ea din 2 în 2 săptămâni, nu știu dacă ați observat, vine cu ceva nou pe piață, ceva ca să fie preluat de site-urile de știri sau chiar de televiziune mainstream. Asta face parte din regia ei și cam așa se comportea. E o persoană prefăcută, o persoană falsă. E politicianul perfect. Știți noastră, genul de politicieni care au îngenunchiat România și mai au puțin și o îngroapă. Face parte și ea din ei. Securea războiului în fostul cuplu Diana și Silvestru Șoșoacă nu pare să fie îngropată prea curând. Timișoara este fără doar și poate orașul florilor. O spun atât timișorenii cât și turiștii care vin aici în Parcul Justiției din Timișoara pentru a fotografia miile de lalele scaldate în soare. Cum vi se pare acest parc? Minunat, minunat, unic. Veniți la Timișoara să vedeți, să vedeți o minune de parc. Ne bucurăm că au înflorit. Ce mai e, e unic. Mulțumim. Este într-adevăr Timișoara orașul florilor? Cu adevărat, cu adevărat. Așteptăm și trandafirii. Ce mai? Să veniți să vedeți. Minunat, minunat! Lalelele multicolore din Parcul Justiției din Timișoara îi atrag ca un magnet atât pe timișoreni cât și pe turiști. După ce rămân cu respirația tăiată de frumusețea florilor, aceștia scot neapărat telefonul pentru a imortaliza superbul spectacol al naturii. Minunate, super, foarte, foarte frumoase! Special am venit, că am văzut la televizor și pe telefon și am venit să le văd. Foarte frumos. Felicitări pentru aia care au organizat, pentru cu cine le-au pus. Frumos. Este într-adevăr Timișoara orașul florilor. Exact, exact, așa este. Așa a fost întotdeauna și sperăm să fie așa și de acum înainte. Da. Foarte frumos, mă, ne place, venim aici tot timpul, fiecare zi, după grădii venim. Și ce vă place aici? Iată, au înflorit lalelele. Păi chiar pentru lalele venim. Să fim ca niște albinuțe printre, niște bonderei printre lalele. Este foarte plăcut și calm. Asta este. O oază de calm în centrul orașului. Adevăratul oraș al florilor. Timișoara, orașul florilor. Și noi, pensionarii, facem parte, suntem peisajul frumos al Timișoarei. Adică suntem și noi niște, să nu zic flori, niște floricele ofilite. Suntem în floarea vieții pensionării. Și ați venit să vă bucurați de acest peisaj? Bineînțeles! Noi, marțea și joia, întotdeauna ne bucurăm de frumusețile care ne le oferă Timișoara. Este frumoasă în orice anotimp Timișoara noastră. Și ar fi bine să rămână și să înflorească pe an ce trece. Angajații Horticultura au grijă de miile de flori din Parcul Justiției. Al împăratului celui nevăzut, imos de rest,
O fetiță de 3 ani a fost rănită de o mașină după ce micuța a fugit de lângă părinți și a ieșit în fața autoturismului. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I, dinspre bulevardul Cedeloga, înspre bulevardul Republicii, iar la un moment dat ar fi surprins și acroșat un minor în vârstă de 3 ani, care se afla cu părinții, iar din joacă ar fi fugit și ar fi pătruns pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv minorul în vârstă de 3 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Curg râuri de lacrimi în urma dispariției Andreei, studenta de la medicină din Timișoara, ucisă cu bestialitate de iubitul său. Colegii acesteia i-au aprins aici în fața Facultății de Medicină din Timișoara mai multe lumânări și au făcut un adevărat altar. Împreună cu acestea, colegii săi îi transmit un mesaj emoționant și îi se adresează Andreei cu domnișoara doctor. Din păcate, în urma crimei odioase, în urma geloziei iubitului ei Mirel, aceasta nu a mai reușit să ajungă doctor. O tragedie cu un coleg de-al nostru care urma să jure că vrea să apere oamenii, să ajute trupul și sufletul, a putut să facă așa ceva, nu știu, mi se pare incredibil și de imaginabil, nu vreau să știu prin ce trece familia fetei, chiar nu știu ce să spun, e un șoc pentru toată lumea. Iată, voi colegii ați făcut aici Andrei un altar de lumânări. Da, am pus și eu o candelă, nu știu, sincer ar fi frumos să putem face ceva mai mult, dar nu știu ce poate aduce alinare familiei în așa situație. Ce ați simțit când ați aflat această teribilă veste? M-am trezit dimineața și a fost primul lucru pe care l-am citit. Nu știu, m-au luat fiori, am stat toată ziua alarmată, am citit, mă gândeam cum eu eram în oraș fix în acel moment și o colegă de-a mea trecea prin așa ceva. Colegii Andreea Morega, studenta măcelărită de Mirel Dragomir, i-au făcut tinerei un altar de lumânări și flori. Aceștia sunt în stare de șoc de când au aflat că au fost colegi cu un călău care i-au omorât cu bestialitate colega dragă. O colegă de Andreei nu-și poate explica gestul lui Mirel. Nu-mi pot explica altfel decât prin faptul că el avea o problemă de dinainte, nu știu, mă gândesc că așa s-a născut, oamenii care fac așa ceva nu sunt normali, după părerea mea. Mi-ar plăcea să cred că nu a murit degeaba, dar nu pot să găsesc o explicație pentru ce s-a întâmplat. Monstruos de dreptul și ce mai mult. Dumnezeu să odihnească. Ce ați simțit când ați aflat această veste? Șoc, repulsie și tristețe. Colegii și profesorii Andreei sunt în lacrimi de când au aflat teribila veste. Decizia conducerii centrale a PNL de a accepta un candidat PSD la președinția CJT și intenția de a dizolva biroul permanent județean al PNL Timiș l-a determinat pe Dănuț Groza să renunțe la funcția de secretar general al filialei. Categoric nu, demisia mea a fost ca urmare a deciziei conducerii PNL de la nivel național de a-l demite pe Alin Nica, pe de o parte, și pentru că nu avem șansa să avem candidat la Consiliul Județean din partea PNL. Este o decizie profund nedreaptă, n-am crezut vreodată că o să trăim în politică vremuri de genul ăsta, iar eu am făcut parte dintr-o echipă împreună cu Alin Nica, împreună cu ceilalți colegi și am muncit timp de 4 ani de zile astfel încât să avem prima șansă la Consiliul Județean și să ne batem cu șanse reale la primăria Timișoarei și să obținem 50% din primarii județului Timiș. Dănuț Groza este de părere că alianța PSD-PNL formată la nivel național nu a adus niciun beneficiu liberalilor. În județul Timiș 100% are PSD-ul mai multe beneficii din moment ce
Noi nu avem dreptul să candidăm, noi am avut președintele Consiliului Județean în funcție și toate sondajele de opinie ne-au arătat că vom câștiga cu siguranță Consiliul Județean în 9 iunie. Este foarte clar că este un mare avantaj oferit PSD-ului, un mare avantaj în sensul în care practic se încearcă oferirea pe tavă a funcției de președinte Consiliului Județean celor de la PSD. Tot mai mulți primari și viceprimari PNL sunt nemulțumiți de actuala situație a partidului, iar ca răspuns la nemulțumirile lor, au ales altă organizație. Groza nu exclude nici el plecarea din PNL. Nu am luat încă o decizie în acest sens. O să discut cu ceilalți colegi primari, o să te fac o discuție și cu organizația locală de la Sân Nicolau. Nu am luat încă o decizie, dar privind la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, nu sunt motive importante pentru a rămâne în continuare la PNL. Până la alte schimbări, Dănuț Groza este convins că va câștiga primăria Sân Nicolau Mare împreună cu echipa sa. Aleodor Sobolu va candida din partea Partidului Republican pentru încă un mandat de primar al comunei Orțișoara. Sobolu este din 2004 primar al comunei și recent și-a anunțat mutarea de la PSD la formațiunea politică aflată în alianță cu AUR și Partidul Național Conservator Român. Edilul are un mesaj pentru cetățenii comunei, să aleagă omul care face și nu cel care promite. Iar acum, ce vreau să vă spun? Și ce vreau să spun și oamenilor care ne aud și cei care vor vedea puțin mai târziu. Vreau să le comunic atât comunii Orțișoara și mai mult comunii Orțișoara și satele aferente, Secea, Calacea, Cornești, să le spun un lucru important. Nu votați omul care promite, votați omul care a făcut. Pentru că noi chiar am făcut. Canalizări, rețele de apă, proiecte. Avem proiecte acum câștigate în ultimele, să spun, din 2023, din noiembrie, peste 7 proiecte în valoare de 30 de milioane de lei. Proiecte care vizează foarte multe lucruri. Învelopare școlilor. Proiectul Anghe Salin, pentru ceea ce înseamnă rețele de apă noi pe toate cele 3 sate. Proiect pentru școală. Pentru școala verde, pentru școala nouă. Toate sunt făcute proiectele. Aleodor Sobolu a făcut apel la unitate și a spus că datoria unui primar este să facă administrație și mai puțină politică. Vom vedea după ce voi avea o discuție săptămâna viitoare și cu cei mai mulți colegi, vom vedea ceea ce se întâmplă. Astăzi, ceea ce îmi doresc este să reușim să înaintăm cu proiectele, cu șantierele și cu tot ceea ce avem. Dar vedem, politic discutăm, pentru că, repet, nu este o dorință expresă a mea, nu este un lucru planificat, nu este absolut nimic, dar doar dacă nu sunt dorit în rândurile Partidului Național Liberal, atunci nu exclud varianta de a merge mai departe sau de a se ține cont de părerile mele în ceea ce privește Partidul Național Liberal, în ceea ce privește constituirea listelor care trebuie să fie curate și din oameni cu potențial și cu implicare în administrație, nu doar să fie în cadrul Consiliului Local sau Consiliului Județean de formă și un simplu ridicător de mână. N-am apreciat niciodată oamenii care își urmăresc doar scopul personal și nu interesul general. Dacă vrei să faci politică, dacă vrei să fii reprezentantul oamenilor într-un Consiliu Local sau într-un Consiliu Județean, tu trebuie să te zbați pentru ceea ce își doresc oamenii. Tu trebuie să mergi acolo doar un simplu ridicător de mână. Și eu n-am fost niciodată un ridicător de mână pentru nimeni, nici în cadrul partidului și nici în cadrul Consiliului Local. Tot timpul m-am dus după principii, am urmat și după anumite obiective. Și toate pozițiile mele au fost pentru Timișoara. Nu au fost niciodată poziții luate doar de dragul de a le lua. Mi
Este cea mai dureroasă zi pentru Andreea Morega, studenta de la medicină din Timișoara, ucisă cu bestialitate de Mirel. Astăzi, familia îngenunchiată de durere, prietenii, colegii de la facultate, dar și profesorii, își au rămas buni de la Andreea pentru totdeauna, conducând-o pe ultimul drum. Andreea visa să devină medic, însă cele 60 de lovituri de cuțit i-au curmat acest vis. În urma ei, Andreea lasă o mare de lacrimi, suferință nemărginită și multe întrebări fără răspuns. De ce ea? De ce așa? Dumnezeu să te odihnească, Andreea! Contractul care prevede construirea noului spital municipal la Timișoara a fost semnat joi 28 martie de reprezentanții primăriei și cei ai International Financial Corporation. Este vorba despre un parteneriat public-privat pentru un proiect la care cele mai optimiste previziuni arată că va fi finalizat într-o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani. Despre necesitatea noii unități medicale a vorbit Dominic Friț, primarul Timișoarei. Suntem aici pentru că bolnavii au nevoie de îngrijire într-un spital modern cu dotări moderne, cu saloane curate, cu cabinete pentru consultații. Nu mai vrem ca și următoarea generație de timișoreni să vină la spital și să se plimbe între secții în Timișoara. Avem 14 secții în Timișoara, multe dintre ele în clădiri vechi, care nu o să mai prindă nicio acreditare și de aceea avem nevoie de acest spital nou. Din partea AFC a fost prezentă la Timișoara Meita Fani Sila, care a reprezentat organizația la semnarea contractului. The mandate that we are about to sign today, deci acest contract pe care îl vom semna astăzi, will consolidate, will confirm the service that we are going to bring to the municipality, which is structuring. Va confirma serviciul pe care îl vom aduce municipalității, pe care îl vom face municipalității Timișoara, mai precis. Which is structuring the project in a sense that. Structurarea proiectului în sensul că. Through the pre-feasibility study. Prin studiul de prefezabilitate. With all the experts, legal and technical and financial. Experții în domeniul legal, tehnic și financiar. We will design the best solution. Which will consolidate some medical services. Vom găsi cea mai bună soluție care va consolida unele servicii medicale. To allow the beneficiaries, the people of Timișoara, adică populația Timișoara, to have the service delivered on one site through modern equipment. Să aibă aceste servicii asigurate pe de o parte printr-un echipament modern. And to allow the doctors, the medical service provider, to focus on the quality of the treatment that they will be delivering. Să se concentreze pe toate serviciile medicale pe care le vor asigura. Daniel Malița, directorul Spitalului Municipal, a subliniat faptul că în momentul de față activitatea se desfășoară în 14 unități medicale, dispersate în tot orașul, ceea ce provoacă disconfort. Zilnic plimbăm pacienții dintr-o locație într-alta pentru investigații, analize, consulturi interdisciplinare, ceea ce adună costuri foarte mari, care prin acest proiect sperăm să le diminuăm și să devenim și mai eficienți. În plus de aceasta, resursa umană a spitalului nostru, colegii noștri au dovedit de-a lungul timpului un grad foarte mare de profesionalism și este păcat că dispunem în momentul de față de spații deficitare. Dominic Friț a mai spus că va căuta împreună cu cei de la AFC o companie privată care să își asume construcția și dotarea noului spital. Aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara a inaugurat terminalul Schengen. Evenimentul, o premieră pentru zona de vest a țării, a avut loc la 60 de ani de la înființarea aeroportului. În februarie 1964 a prins formă, 60 de ani mai târziu, noul terminal deschide calea aeriană către Europa. Inaugurarea terminalului Schengen s-a bucurat de prezența ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, președintelui Senatului Nicolae Ciucă, prim-ministrului Marcel Ciolacu, președintelui interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis, dar și alți membri ai guvernului. Oficialitățile locale au fost și ele prezente, printre care s-au numărat primarul Timișoarei Dominic Friț și președintele CJ Timiș Alinica. De aceea, deschiderea acestui nou terminal aeroportual
este dovada că România știe să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România știe să construiască la standarde europene. Și este dovada că avem viziunea și avem capacitatea să asigurăm facilități pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranță și confort. Acum 20 de ani, România depunea documentele oficiale pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică și astăzi ne bucurăm de cea mai puternică umbrelă de securitate de care țara noastră a beneficiat vreodată. Astăzi am venit din nou aici la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Timișoara. Este evident, este clar, cred că pentru toată lumea, în sfârșit, după mai bine de 30 de ani, investițiile au început să țină pasul cu nevoile de dezvoltare ale comunității. Vedem aici o investiție spectaculoasă la cele mai înalte standarde. Noul terminal Schengen a fost realizat într-un timp record. Banii pentru acest proiect au fost asigurați atât de Guvernul României, cât și de Uniunea Europeană. Mă bucură faptul și pe mine, de asemenea, că această investiție a fost derulată într-un timp foarte scurt, un an și un pic. Aproape 200 de milioane de lei au fost absorbiți din fonduri europene, cu sprijin guvernamental adevărat, într-un timp record și iată-ne în fața acestui obiectiv, care demonstrează faptul că nu venim doar cu schițe, doar cu desene, doar cu proiecte, și iată începem să inaugurăm investiții pe care, în urmă cu un an jumătate, cu 2 ani, le-am promis. Noul terminal reduce timpul de așteptare pentru pasageri. Atât intrările cât și ieșirile din țară nu vor mai presupune clasicele înregistrări în baza de date. În primul rând e vorba de capacitatea unui terminal și sunt două feluri de capacități, capacitatea statică și capacitatea dinamică. Este vorba de spațiul pe care este dedicat fiecărui pasager care trece prin aeroport și cea dinamică este vorba de viteza de procesare a pasagerilor la toate demersurile care trebuie făcute până ajungi la avion. Asta înseamnă check-in-ul va fi mult mai rapid, avem 18 check-in-uri în momentul de față, dincolo aveam numai 10. Avem aceste echipamente de ultimă generație, standard 3, în care viteza de procesare la controlul de securitate va crește cu 50%. Deocamdată este crescută față de cele vechi cu aproximativ 25%, însă ele cresc în etapă, astfel încât operatorul să se obișnuiască. Dar viteza maximă de procesare va fi cu 50% mai mare decât la cele de standard 2. Și nu în ultimul rând, porțile de îmbarcare. Se vor face îmbarcări pe 8 porți de îmbarcare și atunci și acolo de asemenea va fi o viteză de îmbarcare mai mare. Și este doar începutul, pentru că am fost în Germania când am preluat echipamentele și acesta este doar primul pas, inclusiv cel la poliția de trecere de la frontieră, la non-Schengen, unde îți ia face recognition, nu îți ia datele biometrice, amprentele și datele de pe pașaport pentru a face identificarea. Urmează, pasul următor este să nu te mai oprești. Te ia din mers, din aerogară, deci tu practic intri în aerogară, te duci direct la avion. Și între timp îți ia informațiile de pe față din terminal, treci printr-un culoar, nu te mai oprești să faci, treci printr-un culoar care îți te verifică din punct de vedere al securității, te duci direct la avion. Și asta... Deci, și între timp toate sunt prelucrate, și din punct de vedere al securității, și din punct de vedere al trecerii frontierei. Asta, deocamdată, ele sunt în lucru, eu le-am văzut, dar ele nu sunt încă omologate de ECAC, European Central Aviation Association. Dar când vor fi omologate, va fi și mai rapidă această procesare. Iar în ceea ce privește capacitatea statică, se vede, terminalul are 12.000 de metri pătrați, de 4 ori mai mare decât ce am avut înainte. Deci, cu siguranță, spațiul dedicat fiecărui pasager este mult mai confortabil și condițiile sunt mult mai bune, totul fiind nou și de ultimă. De ce? Noul terminal are o suprafață de 12.000 de metri pătrați desfășurați, iar dotările sale sunt menite să scurteze timpul de îmbarcare al pasagerului în avion.